Bine ați revenit la Fashion Corner. Noi așteptăm acum următorul invitat să sosească. Să vedem cine vine, oare cine vine, Oare cine vine? cine vine, oare cine, A, cine vine? bă, da. Și sunt curioasă dacă o să petreacă până dimineața, până dimineața. Deci o așteptăm pe Elena? O așteptăm pe Elena. Elena Gheorghe dar ave, să dar... vină aici. Elena Gheorghe, haideți cu Elena Gheorghe. Hai, Elena. Haideți, da, mă, veniți aici la noi. Stați o secundă, că se întâmplă aici mici neînțelegeri. Ne-ai furat legătura, ne-ai furat legătura, băi, să vă fie rușine. Că nu știți să profitați de ea. Noi deja avem invitați la zona asta de colț și nu se poate să nu să-i ținem pe oameni să aștepte prea mult, mai ales că au venit cu taxiul. Nu, așa ceva nu se face, nu se face. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Dar bine v-am găsit. Uite ce frumos se asortează, fii atent. Ia uite. Așa ceva. Întrebare de baraj. Cât ți-a luat taxiul până aici? Nu, când ne-a luat nevastă-mea? Un autograf și jumătate. Da. A, bun, e adevărat că de când ai piesa nu mai plătești taxiul? Nu prea mai plătesc taxiul, am primit câteva bonulețe de drum, vouchere, e totul liniștit. Dar benzina n-ai încercat să faci un nou hit, avion, du-mă unde vrei, nu, poate zbor și gratis. Nu, cu benzina, că am nevoie să-mi fac plinul lunar. Și cum ar fi? Ia-mi benzină câtă vrei, cum ar fi treaba? Dăm benzină, foc la suflet. Hai, ajunge Popescu, ajunge Popescu, ajunge, gata, lasă taxiul să plece. De aici începe, nu știu. Și vedem ce cânti, un cântec, da? Iată, trebuie să dăm... Zi, l-așteptam să dea rima. Am dat-o, gata. Facem restul în sală. Mulțumim foarte mult, WhatsApp, ne vedem pe scenă. Baftă la show! O luați pe acolo, imediat vă arată fetele noastre. Facem în felul următor. Avem de dat legătura pentru că Elena Gheorghe e nerăbdătoare să stea de vorbă cu Cătălin și Denis. Mulțumim. Doamne, Elena Gheorghe, la soare te poți uita la tine. Ba, mi-am scos și ochelarii, ești superbă. Ce... Foarte frumoasă. Păi, arătați foarte bine, iar tu ești foarte bronzat. Mă gândesc că ai fost deja într-o vacanță. Ce rochie porți în seara asta, Elena? În seara asta port o creație Stefan Pelgar. Un foarte bun prieten și un creator extraordinar de talentat. Wow, ce aproape ai venit! Vreau să faci o piruetă pentru telespectatori. Wow, chiar frumoasă! Ai întrebări, Denis, pentru ea? Da. Elena, am o întrebare pentru tine. O să petreci până dimineața aici la party? Bineînțeles, unde-i petrecere? E și Elena Gheorghe cu toată gașca ei, cu toată trupa. În seara asta o să fie un moment extraordinar pe care l-am pregătit special pentru Zuma. O să aveți o surpriză pentru că voi cânta cu cineva în duet și o să fie ceva wow! Nu v-ați gândit la combinația asta! Elena! Te aștept să văd ce surprize ne-ai pregătit, Elena. Mai am o întrebare. Rochia asta este creată special pentru evenimentul nostru, pentru Zuma? Lasă, nu mai întreba atâtea lucruri, o descoși atâta. Elena, arăți superbă, spun eu. Mulțumesc, ești foarte frumoasă, îți urăm o seară frumoasă. Eu îți mulțumesc. Și să vă uitați la noi! Îți mulțumim, Elena, distracție plăcută! Suntem aici la Fashion Corner, așteptăm să vină următorul invitat. Sunt curios legătura ce se mai la Popescu. Da, am revenit în direct pentru că nu mă pot opri. Iată ce avem aici. Doamne, bine. Doamne. Uite. Doamne, stai. Incredibil. Uite. Zi, Cosmin, suntem bine. Și tu, cămașa albă minunată. Iată ce papion are domnul Cosmin Sele și auzi, este extra... asta este un papion de plastic, nu? Nu, e de sticlă. Chiar de sticlă? Chiar de sticlă. Uite, pe cine avem aici? Bună! Adică sunt bună sau bună? N-am ești prea bună, pot să spun. Mulțumesc! Ce vreau să vă întreb pe amândoi? Întreb eu. Seara asta? Asta ne întrebam și noi. Ce-i cu noi aici? Auzi, Cosmin, ne-au pus întrebarea. Ce piesă ne cântați în seara asta? În seara asta... Yeah! Auzi, care-i grasul dintre voi doi, că nu-mi dau seama? Nu că nu mai există. El e înaltul dintre ei doi. Da. Simpatic ești. Și tu la fel. Te-ai tuns? E foarte bine. Eu, de ce nu faceți o emisiune la radio mai bine? Uite, asta ne-am gândit și noi. Am face o emisiune de la 4 la 6, dar nu știm cum. Pune mâna pe chelie dacă vrei o butelie. Iată ce bine, extraordinar. Vă rog frumos, nu vă mai luați de colegul meu Cosmin, da? Cum mi-ai spus astăzi că e. Deci spun acum, pune mâna pe chelie dacă vrei o butelie și pune mâna pe Alina dacă vrei să fie plină. Butelia, nu. Da. Haideți, măi. Răzvan Pofteanu. Poftescu. Poftescu. Haide, Cosmin, măcar ai stricat gluma, dă-o încolo de treabă. Da, ce drăguț ești, atunci un sandwich. Lui? Da. Mie? Da. Cum mi se spune? Cosmin Secheli. Secheli, de ce Secheli? Secheli. Da, Secheli, nebunule, și ție cum îți spune că și tu te-ai făcut. Flic. Nu. Cum zice el? Lui? Răzvan
Nu, mă, nu, e Naughty Boy și eu sunt Cimpoi, dacă vrei combinația asta. Nu, altfel, și te-ai lăudat tu la radio că tu ai succes, mă rog, hai. Da, uite, asta tu pistași, nu te-ai măutat. Alo, alo, alo. Stai cu minte, că te dăm afară. Auzi, dar stați un pic, eu nu mă simt băgat în seama. Alina, Răzvan ne-a promis că se bagă. Pușca și curaua lată. A, nu, asta m-a auzit tot timpul. Previzibilă, știu. A, de ce? Uite. Uite, și dacă nu ne-am fățit, bună, spune-ne ce cânti, că el nu mi-a spus. A, îl încânt pe Cosmin Înțeleși, evident. Zi și în fiecare sâmbătă seara de la 8:30. Și dar... aș propune să ne invitați la Azut. Adică... Da, adică și, da, și eu aș vrea să ne invitați și pe noi la Te Cunosc de undeva, pentru că eu cu Flic avem o piesă senzațională. Serios? Pe care vrem să o cântăm. Da. Păi, ce piesă? Exemplificați. Nu putem să vă spunem acum. O să vă cântăm, după ce cântați voi în seara asta, cântăm noi piesa. Exact. 3 milioane. S-a rezolvat. Uite, o să-l întreb pe Cătălin și pe Denis, care vor lua legătura, dacă e ok, 3 milioane, cum vrei tu. Da, Cătălin, Denis? Nu. Am preluat legătura. Despre cine vrei să vorbim? Despre DJ și... Doamne, Raluca, despre DJ Sava și Raluca. Ce decolteu oferta. Cine ți-a făcut decolteu ăsta? Rochia, doamne. Georgiana Ioniță. Da. Deci Georgiana Ioniță i-a făcut decolteul Rochiei. Da. Pantofi avem? Avem pantofi, dar n-aș vrea să-i arăt. Ce ar fi, mă? De ce? Pentru că, sincer, mă aplec puțin cam dificil. Uite, nu, mă aplec, mă aplec. Wow, ce tocuri înalte ai, dim și mie, ce genie mediau tocurile tale. Uite, pune-l pe pantoful meu, te rog, nu, uite, nu mă supăr, pune-l pe pantoful, uite, așa, așa, vedeți? Se vede, se vede, are un pantof și avea un pantof, of, doamne. Dar ai... nicio problemă. Păi de ce mai ai venit? Ai venit pe jos, măi, ai venit pe jos până aici, Raluca? Ai venit pe jos până aici? Ce poșetă e asta? De la Zara, pe care vi-l prezint. Este accesorizată de Amir Doboș, această rochiță. Ok, gata. Vă mulțumim foarte frumos, lecție plăcută. Dăm legătura de la Popescu, pentru că au venit acolo mulți invitați. La Fanicul, au invitat și sunt...